Deci, domnilor consilieri, așa cum ați constatat invitații de tranziție, conform dispoziției 123/16/2021 din Constituția Consiliului de Prezență, suntem 13 din 13, ca atare, pentru a putea aborda proiectele de și aproba proiectul de hotărâri, de văzut urmea de zi a ședinței, vă rog să-mi permiteți să vă prezint urmea de zi. La articolul 1, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 19-4-7-5-a și a ședinții de îndată din 27-5-a, având la articolul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări, contravalorii, călătorii, mijloace de transport ale personal didactic și didactic auxiliate la Școala Gimnazială Scorțeni pe luna mai 2021, proiecte de hotărâre sunt inițiate de domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 3 vom avea proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activități de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Aici fac o liniuță și o să spun că acestea sunt contracte care se încheie anual între primărie Scorțeni și Consiliul Județean Bacov pentru a ne ajuta cu probleme cu persoane de handicap. La articolul numărul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1.600 de lei pentru doamna Măciucă Ecaterina, domiciliată în sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, reprezentând ajutor pentru copilul Măciucă Vasile Maria pentru achiziționarea unui aparat auditiv. La articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii a impozitului și taxe locale și taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2022. La articolul 6, la articolul 6 avem proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2021. Este o măsură impusă de Curtea de Conturi în urma controlului efectuat și ca atare trebuie să aprobăm modul de implementare a acestui program. La articolul numărul 7 avem întrebări, interpelări, informări ale primar și consilierilor locali și avem și cererea doamnei Galeriu Elena în legătură cu problemele în urma inundațiilor care au fost, fiecare dintre noi, ce probleme au ridicat. Deci, ca atare, doamna președinte, vă rog să supuneți la vot ordinea de zi și mai avem o problemă privind suplimentarea ordinei de zi. Doamna vice știe foarte bine că era de față când s-a sunat de la Consiliul Județean. Deci, să vă rog totodată, după aprobarea ordinei de zi, să supuneți la aprobare și suplimentarea ordinii de zi cu privire la proiectul de hotărâre, conformitate cu prevederile articolului 135, alinea 2, din 857, codul administrativ, ca atare, deci proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Scorțeni pentru ședința adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, convocată pentru data de 25.06.2021, pentru chiar ziua de astăzi, noi trebuie să dăm curs la problema asta, și pentru ședința adunării generale a acționarilor al Asociației Compania de Apă Bacău, pentru data de 28.06.2021. Domnul consilier, deci, având în vedere că și noi suntem, și domnul primar știe foarte bine, și demersurile care le-am făcut și trimis materiale, am primit avizul de raportare, și ca atare, având în vedere, trebuie să dea bunul Dumnezeu, ca prin primăria, prin toate măsurile luate și documentele anexate, să putem să ne raportăm. Eu mă impun ca și cum ar fi din zonă. Deci, ca atare, deci, vă rog să, doamna vice, doamna președintă de ședință, să puneți pe aprobare ordinea de zi și referatul de aprobare ca domnul primar să fie mandatat încă o dată, că a mai făcut luna trecută. Ca să fie reprezentantul nostru, da. Acum au introdus... Da. Mai făcut. Da, da. Ei, având în vedere că au avut modificări în legislație, nu mai știu. Vă spune și pentru data din 2006. Deci, ca atare, vă rog să supuneți la vot ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care s-o citit, da? Toată lumea de acord? Sunt de acord cu precizarea că la dosar nu este cererea doamnei Galeriu Elena. Adică n-am avut ce să citim. Nu știu ce vreau să ne dăm. Asta e la diversitatea discuției, nu mă întâlnesc noi. Am noi modificat pe proiecte, da? Da, scuze. Bine. Dar la și cu amendamentul care s-a făcut cu suplimentarea, sunteți de acord? Da. 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 Asta deci, trecem la... Deci vine o dată referat de aprobare. Da. Ordinea de zi? Ordinea de zi, toată lumea de acord. 11 pentru. Așa. 13 pentru. Și 13 pentru. Și vine pentru.
ce avem aici cu referat 2.5 și cu aprobarea amendamentelor, la amendamente, da. Domnul președinte, vă rog să dați drum la ședință. Ordinea de zi, citim articolul 1. Aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 19.04.705 și al ședinței de îndată din 27.05. Dacă toată lumea sunteți de acord, ați citit, ați văzut. Da? Ionuț? Toată lumea de acord, da? Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2021. Sunteți de acord? Da. Toată lumea. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de proiecție de tip rezidențial a protecția, da, de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Aici să știe fiecare întrebare. Dar nu știu cine e de el. Pentru... Da. Este de persoana Altantei Bola, nu? Mă cheamă de el? Da, sora Altantei Bola, care stă, care a avut băiatul și fata. Cu probleme la Târgu Mocna, știu că la Târgu Mocna. Da, deci despre ea este vorba. Despre ea este vorba. Sunteți de acord? Da. Legea ne obligă. Legea ne obligă. Da. Da, articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1.600 de lei pentru doamna Măciucă Ecaterina, domiciliată în Scorțeni, județul Bacău, reprezentând ajutor pentru copilul Măciucă Vasile Marian pentru achiziționarea unui aparat auditiv. Cred că vă mai amintiți care ați mai fost, s-o mai dat, o mai cerut că s-o strica și el este înfiat, nu mai primește ajutor de la, n-am știut că este înfiat copilul, pe numele ei, n-am știut. Și dacă sunteți de acord să-i dăm 1.600 de lei. Cum a rămas de anul trecut? Din decembrie. Din decembrie a fost discuție, da. A fost discuție de anul trecut. Sunteți de acord? 1.600 de lei, fie că cam în fiecare... Suntem, sunteți de acord acolo, domnul? Nu. Este un boia, aparat din banii primăriei și unul din banii noștri cei da. De acord mi-ar fi la parte. Da. Nu, al treilea. Deci, la fiecare da. Sperăm că nu în fiecare, poate să punem pasul în aceeași ieși și... Da. Trebuie să ajungi. Având în vedere că copilul se mai strică, poate. E copil și el. Noi, am înțeles că oamenii au venit. Păi, am înțeles că unul s-a stricat, nu am doi. Am doi, nu știu ce s-a. Are probleme cu unul, am nevoie. Da. Am nevoie de două aparate. Bun. De acord. Da? Da? Scris, da? Da. Articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea, stabilirea impozitelor și taxelor locale și taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2020. 2022, scuzați. Prognoza. Prognoza fila. Vă rog să citiți amendamentele propuse de mine. Da, acum să terminăm cu... la acest proiect îl privește și... Da. Cine să scrie? Eu am spus la început de amendamente să fie aprobate. Deci, votarea lui George. Cine să mai scrie? Și eu mă scriu. În măsura în care sunt întrebări, interpelări, da. Le pot răspunde punctual pentru fiecare. Dar tot am întrebat asta. Altcineva să mai știe? Și eu la fel, la fel. Și Bietu și... Stasa. Și Scică. Bieta. Baby. Bieta. Și Bieta Bieta. Și Palco, da? Are cuvântul domnul notariu. Stimați consilieri, am propus aceste amendamente cu speranța că în comuna noastră se vor dezvolta, vor veni niște investitori care să înființeze stații de asfalt, stații de betoane, palastiere și de aceea, prin amendamentul numărul 1, la prezenta hotărârii am propus micșorarea taxei de excavare de la 7 lei la 1 leu, având în vedere că în ultimii 5 ani, din câte știu eu, nu s-a încasat niciun leu în această taxă. Ceea ce mă face să trag concluzia, având în vedere valoarea taxei și având în vedere costurile de exploatare a produselor de balastieră, această taxă este foarte mare. Cunosc situații din rază, din zona noastră, unde taxa este de 1 leu sau 0,5 bani.
ori o balastieră care își desfășoară activitatea în comuna noastră și este obligat să plătească o taxă de 7 lei pe metru pătrat de suprafață afectată, nu va putea concura niciodată o balastieră din comuna Ardeoan sau din comuna Berești-Azlău, care plătește o taxă de 1 leu. De aceea eu vă propun să scădem această taxă. Poate vom reuși să-i atragem. Rămâne de văzut. Este vă propune sau este cineva interesat până la mine? Nu cunosc să fie persoane interesate la acest moment. Dar, în vedere, experiența mea în domeniul ăsta, atunci când o persoană juridică vrea să-și înființeze o balastieră, să-și înființeze, să dezvolte o afacere, își calculează taxele și stabilește ce avem de plătit, care e randamentul. Da, dar până la urmă, ce s-o vinde cu 25 de lei? Poftiți? Prețurile... Știți cum funcționează? Știți cum funcționează? Hai să vă explic cum funcționează lucrurile. AVA, Apele Românii, prin Direcția de Apă Bacău, scoate la licitații perimetrul de exploatare. Cei interesați merg și participă la licitații. Dacă au adjudecat sectorul, s-a făcut de excavat. Ca să poți să excavezi, pe lângă taxele care le plătești pe legea minilor, redevența, contractul de închiriere de la Apele Române și celelalte taxe, ca să poți să excavezi legal, primăria trebuie să-ți eliberezi autorizație de construire. Okay. Și taxa asta de 7 lei, în asta constă, în emiterea autorizației de construire. Când mi se pare o scădere drastică, de la 7 la 1. Am putea accepta o dată, deci ce am spus la niciun an. O dată ce ai acceptat. O dată ce este perimetrul de exploatare, cât ar însemna? În funcție de perimetrul, știți ce se întâmplă? Perimetrul se scoate în funcție de aluvionile care sunt aduse de apă. Că dacă pe Valea Câmpului s-au format blocaje de piatră și vine apa și dă pe câmp, da? Noi, primăria, este obligată să facă demersuri pentru acordarea despăgubirilor. Dacă cel care vine și scavează, scoate pământul de acolo pentru decolmatarea albii și scurgerea optimă albii în apei în albii, lucrurile astea se evită. Nici un agent economic n-a să vină să decolmateze bumbărâu sau cazlău pentru ca să nu vină apa. Dacă vine, exploatează balastru. Vedeți dumneavoastră, aici statul român are în vedere două componente. Unu, să-i dea posibilitatea privatului să-și dezvolte o afacere și totodată primăriei să încaseze o taxă și să-și decolmateze cursurile de apă. Sunt combinate. Dacă noi reducem de la 7 la 1 leu, da, cum o să aibă primăria bani să decolmateze? Reducându-i venitul? Primăria nu decolmatează. Da? Nu, încheiind contract. Am înțeles. Mi-aș dori ca primăria să exploateze, pentru că persoanele... Entitățile care aparțin statului, da, primării, consilii județene, pot și ele să înființeze balastiere și altele. Ele nu plătesc taxă. Da? Dar pentru asta îți trebuie stații de concasat, îți trebuie utilaje și așa mai departe. Îți dau un exemplu propriu, din experiență, da? Am avut contract cu ABA pe 9.000 de metri pătrați. Da? S-o potiți și voi 9.000 de metri ori 7 lei. Sau 9.000 de metri, 9.000 de metri ori 1 leu. 9.000 sau 6.300. Nu, dar nu e nici problema greșită. Nu, am dat un exemplu. Pe lângă taxele care le plătește la primărie, are celelalte taxe. Da? Care le plătește statului român. Asta, taxa, este taxă pentru autorizație. Dacă până, la acest moment noi nu am încasat niciun leu din taxa asta, nu vă înțeleg ce vă deranjează. Haideți să încercăm să-i atragem. Dacă vin, eu nu putem mări. Da, haideți să așteptăm. Eu am expus punctul de vedere. Domnul Zantărescu, veniți. Ai cuvântul. Da. Bonificația, de cât este bonificația? De până la 31 martie, ora 11.30, mă, că nu-i specificat aici. Se acordă o bonificație de... Noi am fixat 10%. 10%. Nu putem modifica noi, adică... Nu, nu, am înțeles. Nu, că am văzut că nu-i specificat aici cât e bonificația, au zis că poate... Totul e raportat la codul fiscal. Am înțeles. Am văzut că nu este... Cât la sută de bonificația și
stabilește din Consiliul Local sau? Nu, nu, nu stabilește din lege. Da, asta a fost întrebarea și mai am una care, nu știu, nu-i tardiv acum să fixăm în luna a 6-a taxele pentru 2022. Adică știu că de fiecare dată ei stabileam ori la sfârșitul anului, ori la chiar în ianuarie sau în februarie să mai stabilim. Anterior a trecut cu 6 luni înainte. Noi în modificări la codul fiscal. Acum, dacă mă apar modificări, iar te zâmblăm și noi la modificări la modificări. Da, cu departamentul de la noi din impozite și taxe, reglementează niște chestii care, pe doamne, dăm acum, sau că o cădurează, nu se știe până în toamnă ce modificări mai apar. Da, mai dar nu sunt mai și. Da, cum asta e, da. Cine urmează, doamna președinte, la... A, domnul Cică. Referitor la amendamentul numărul 2. Doamne, ce cum ați vrea, Andrei? Da. Cum rămâne cu amendamentul? Da. Ați susținut? Ai susținut? Da. 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 Ca să ne amestea. Da. Pe rând. Da. Da. Deci cine este de acord cu primul amendament? Da. 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 De acord. Doamnelor și domnilor. Cine este de acord cu votul? Dar aici și-au înscris că se scutește pe 3 ani. Nu, 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 fiecare amendament. Eu votez pentru fiecare, dar sunt într-o și eu. Exact cum trebuie. Nu, 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 Haideți, mă asupie care funcționează. Deci cine este de acord mâna sus? 3, 4, 5, 6. Da, n-am zis da. Da, n-am zis da, da, n-am zis da, din prima. Deci pentru amendamentul 1, da? 1, 2, 3, 4, 5 și 6, 6. Și eu. 7. Și noi, da. 7, 8. Doar, ține, gândește 11 de acord. Două abținere. Pentru două abținere. Nu știu, 11. Amendamentul 1. Abținere este din partea Romeria și domnului Tonica. Așa, mai departe. Domnul Cipru era la amendamentul numărul 2. Scutirea e o proporție de 100% a platei impozitului pe terenul afectat de calamități, da? Pe o perioadă de 3 ani. Mi se pare un pic cam mult, 3 ani, pentru o parcelă de pământ. Și ar fi bine dacă ar mai fi precizat inclusiv pentru casă, pentru că... Nu, 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 dacă nu ați voi. Legea, codul fiscal, prevede la articolul 464, scutire, alineatul 2, litera G, spune așa. Deci consiliile locale pot hotărâ să acorde scutirea sau reducerea impozitului taxe pe teren datorat pentru. Și venim la litera G și spune terenul e afectat de calamități naturale de o perioadă de până la 5 ani inclusiv. Deci începând cu anul în care s-a fost evenimentul. Doar terenul e afectat de calamități, nu face vorbire de casă. Ești la Vilani. Înțelegeți? Terenul e afectat de și intra Vilani. Terenurile afectate de calamități. Eu cred că e o măsură bună, având în vedere, dacă pe cineva le inundă, îi strigă cultura, o persoană fizică, nu-și fac asigurări. Bunicul meu nu-și face asigurare și cred că nici bunicul meu, dacă lucrează terenul, nu-și face asigurare la teren. Impozitul pe 5.000 de metri pătrați, deci în media unei suprafețe de parcele, este extrem de mic. Nu știu, plătești 50 de lei. Am zis că e un ajutor binevenit pentru cei care sunt afectați de astfel de calamități. Acum dumneavoastră apreciați. Păi, trebuie să arăt așa justificativ. Păi, bineînțeles că sunt așa justificativ. Adică, pe... Perioada din 3 ani, se pare. Mi se pare mare 3 ani. Adică, la anul în curs, anul în curs ar fi... E ok. Poți să prevede 5 ani. Da, da. Poți să prevede 5 ani. Până la 5 ani, deci, în momentul în care o tarmă a dat în...
La APIA. La APIA sau la nu știu ce, nu plătești 5 ani, te-au afectat un singur an. 3 ani. Nu plătești impozitul 3 ani de zile, dar vreau să zic primul an, nu? Anul care te-a afectat, poate anul care vine, eu am un an perfect și nu ai probleme. Având în vedere sumele mici care se plătesc în impozit, scuterea este mică. Deficitul primării, eu am propus să scadem taxe de acolo, să scadem de acolo, după aceea și mai vreau și de acolo, da. După aceea ne ducem și spunem, domn primar, nici n-a spus, păi n-am avut bani. Câte, haideți să-l întrebăm altfel, câte terenuri sau au fost afectate din cauza de zgraza comunii noastre? Tot sau nu fi afectat de primar, știe cineva unul ăsta? Știu, dar nu la asta. Adică ce cursuri s-au stricat? Haideți să urmăm. Nimic nu am în grădină. Și am dat la bani pe granulile albastre. Și da, eu anul ăsta sunt, dar de anul... Dar vrei că l-am intrat din anul ăsta? Da, dar de unde a venit limba? Să modificăm atunci, să modificăm ca și curată. Ca și perioadă. Ca și curată. Dar acum vorbim serios, trebuie... Eu aș propune 5 ani. Tot omul ca și curată. Ce ziceți? 5 ani. Și tot statul este afectat. Nu 3, 5. Supunem la vot amendamentul. Păi, dar ori 3, ori 5 tot aia. Doamna Lidia, haideți spune la vot. Supunem la vot cine este de acord cu 3 ani. Problema poate să fie calamități în fiecare an, la fiecare persoană. Și fiecare om o să facă o cerere de unul comisii. Dar nu știu ce se face, sesizare, se formează o comisie de nu stă așa, că ce-o pot să spun? Dar dacă nu am. Și așa nu se stabilește, ați văzut și la televizor, spune, fiecare 10%, 20%, 30%, se dau proporțional. Lăsați-mă, vă spun și eu ceva. Un pic, să luăm logic. Eu v-am ascultat pe toți. Domnul Toni spune că momentul anului respectiv, foarte de acord cu dumneavoastră, cu momentul anului respectiv, dar țineți cont că până la data când se face un camp, când sunt inundații la noi, iunie-iulie, cam 30% și-au plătit impozitul. E bine pe anul următor, pentru că pe anul ține impozitul plătit. Așa e bine, dar... Păi dacă o luăm și calculăm. Exact, așa spune și codul. De asta cred că se duce la 3 ani, că anul, deja anul e afectat, dar mergi pe... Spune clar, terenurile afectate de calamități, pe o perioadă de până la 5 ani inclusiv, începând cu 1 ianuarie anului în care s-a produs evenimentul. E, și atunci noi să vă duceți și un an, de, inclusiv, deci un an, pe terenul de la... Începând din anul, din nu, pe o perioadă de un an... Atât ajunge. Dacă este ce ajunge. Nu, 2 ani, ca să fie inclusiv, nu, 2 ani, inclusiv... Anul în care s-a produs evenimentul. Începând de la 1 ianuarie, dar un singur an. Vreau să supuneți anume, în forma în care a fost depus. Deci, în forma în care a fost depus pentru 3 ani. Cine este de acord? Cine este de acord pe 3 ani? 3. La mine vă rog să consemnați că am votat pentru. 3. La secretar, vă rog. Așa să fie 2 ani, cu așa să nu votez. 2. Și la mine la penal. Pentru 2 ani. Pentru 2 ani acum faci propunerea. Da. 2 ani în ce constă? Din momentul când s-a produs calamitatea și următorul an care urmează, începând de la... Ai, mi-a pus să zice așa, se întâmplă în iunie, da? Da. Și nu m-au plătit pe luna de anul respectiv. Dar sunt care n-au plătit. Domnule, și care n-au plătit, automat anul respectiv nu-l plătesc și anul următor. Domnule, dacă l-au plătit... Care este de acolo? Domnule Cepă, dar de ce nu se face deducții următorul an? Băi, dar de ce ați spus? Da, dar așa au fi 2 ani. Nu, a spus că... Deci anul ăsta și anul următor. Domnul Șoasă, care îi dubia, care îi dubia, care îi dubia la doamna Galienu, acolo, care îi face de cazul ăsta. Dar n-a să... Dar ăla nu ești la final, nu-i la final. Dar nu are importanță. Ba da, ești care este de acord și care votează ce... Ce spune? Cum e la masă de când apar în grădină, zic eu, cum e oameni care... Șase, șapte... Acum votați sau votați? Nu, dar lăsăm toate faci numai pentru primul. Da?
ce fel de treabă. Floresc, ești la să le spun la asta. Da. Am înțeles, gata. Amendamentul numărul 3. Se scutește proporțiile de la baza impozitului pentru în situația neinstabilă pe perioada de 5 ani ulterior celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară a cheltuială a proprie. Dacă îmi dați voi să vă spun cum stă situația la acest proiect, este articolul, același articol 456, vine la litera O și spune așa, terenul stat în extraordinar localităților, pentru o perioadă de 5 ani ulterior celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuiala proprie. Ce înseamnă asta? Pe o perioadă de 5 ani. Dacă la articolul precedent spunea de o perioadă până la 5 ani și l-am putut modifica, aici perioada este fixă, de 5 ani. Nu puteți să reduceți perioada. Ori se aprobă, ori nu se aprobă. Da? Așa spune codul fiscal. Aici nu putem face modificare. Da? Diferența era la articolul G, la amendamentul numărul 2, spunea pe o perioadă de până la 5 ani inclusiv. Și aici spune pe o perioadă de 5 ani. Da? Cred că m-am făcut înțeles. Ori 5 ani, ori deloc. Este cumva vreo situație, adică știți vreo situație cum este intabulat în momentul respectiv terenul? Aveți vreo... Stați cum s-au avut totul. Să vedem dacă acest lucru creează un impuls. Deci dacă reduce pe 5 ani, dacă va mări, va crește intabularea. Toți care au făcut intabularea, știu că pe cheltuiala lui totul. Tot asistent, mai toată terenul. Da, aia e pe persoana juridică. Parau. Faci contracost. Faci contracost. Aici e problema. Da, nu plătești cum? Cei care e societatea care face. Vorbim de persoană fizică din comună, doamnă. A noștri din comună care vor să-și intabuleze terenul, codul fiscal îi dă o facilitate. Acum, pe banii proprii. Da, eu am spus că sunt de acord, dar restul. Păi care restul? Toată lumea. A, bineînțeles, consilierii vor vota. Domnul Cipriu, vreau să recomandeze ceva. Referitor la acest punct, aici e precizat doar intabulare în teren, nu intabulare. Să-l faci intravenan? Nu, schimbarea de categorie de folosință se face pentru un pus. Pus care... Referitor la punctul ăsta, cred că ar fi și în interesul cetățenilor să se știe, am înțeles că să modifice fugul. Da. Da? Cam când ar fi? Pentru că noi, ca și comună, Sporțeni, ca și primărie, nu avem un petic de pământ să dăm la cei care vor să-și facă o casă. Cât avem, avem și venim la discuție. Domnul notar, nu vă întrerupeți, eu am cerut de atâtea ori și am cerut de atâtea ori și mi s-a zis că nu este comun. Așa că dumneavoastră degeaba îmi ziceți că este. Degeaba. Deci, eu așa aș veni cu propunerea când se face extinderea, planul urbanistic general, la PUGU, să se extindă în așa fel încât să dăm, chiar dacă nu putem să-i ajutăm cu un petic de pământ, cum să zice. Da? Să se extindă fiecare, dacă are în sat, aici, lângă o casă și extravinat, să-l poată face, să-și poată construi o casă. Noi n-am ajutat. Dar să vă completez că chiar e bine că a spus, nu e subiectul PUGU-ului, dar vă spun eu despre ce vorba. Deci, ascultați-mă să vă rămâneți, dacă vreți să înțelegeți. Domnul Cip, hai să vă explic, am înțeles și de ea. Deci fiți atenți. În momentul în care își face planul urbanistic general, în plan general face o firmă autorizată conform legii, dar se fac propuneri de extindere sau de diminuare, după caz, al intravilanului sau extravilanului. Sau a suprafețelor construibile, în funcție de zona de teren, de alunecări, de inundații. Deci eu sunt deschis și am un plan, pentru că sunt multe zone. Să vă dau exemplu, masa asta este un ochi de extravilan și din jur împrejur extravilan. Propunerea le facem noi împreună, formăm o comisie, vor lua la cunoștință domnii care vor lucra pe proiect ca să includem în urma propunerilor și comisia locală să prindem aceste suprafeții. Și le știți mai bine, nu poate știu la mine în sat sau câteva zone din Scoțeni. Poate pe Grigore știi domnul Rotariu, poate pe Florești uliță știi domnul Tonic sau doamna Tamar. Asta trebuie să le prindem pe, exact cum a spus dumneavoastră, să le includem în intravilan. Ca omul să nu mai ajungă să-și facă planul urbanistic zonal,
pe banii lui, pe postul căruță de bani, așa fiind pe PUC, automat omul poate să construiască fără probleme dacă nu intră sub altă incidență a terenelor neconstruibile, v-am spus, din cauza unor zone care pot să fie afectate. Da. E ok, dar chiar așa am și un plan. Ce pot face, eu zic că ar trebui să fie un ajutor și pentru tine și pentru cei care vor să-și construiască. Dar este interesul așa, eu știu foarte mulți care au căutat pământ să cumpere. Când aud de extraordinar, nu cumpără. Dar și mai este o variantă. Extraordinar. Și mai este o variantă care implică, ca să încheie și subiectul ăsta. E pe lângă, dar e bine că ați întrebat. 80% cred că din suprafața, eu mă raportez la comuna mea, dar cred că cam din toată țara, nu se dezbătute moștenirile. Și aici e un impediment, că multă lume are teren de vânzare, dar are zvelcă de mână. Și urmașii sunt plecați în toată lumea și ar trebui cumva, nu știu cum să zic, că nici nu pot să-l obligi, dar nici doar să-l impulsionăm sau să recomandăm oamenilor ca să-și facă activitate în timpul vieții și să rămână, da, dar când vrei să vinzi, uite, să-ți dau un exemplu, ai un teren, dacă ai act pe el și ești proprietarul, poți vinde cu dragă inimă ce spunea domnul Cip, că ți-l cumpără un tânăr să-și faci o casă. În momentul în care actul nu ai act și nu ai regim juridic la teren, ți-l cumpără omul, dar îi cu zvelcă din mână și până te mai caută peste 50 de ani, cu doi martori, de ea nu mai trăiesc, salut! Prin amendament, concursul ăsta este asta. Terenul extravilan se vinde cu un preț. Intravilan, da, deja e alt preț. Este logic. Deci... Și zona de ambasare. Și vă mai spun, terenul extravilan că se vinde cu drept de preemțiune, că statul român consideră că ar fi ideal ca toate suprafețele defalcate pe bucățele, acum să le facă la global. Adică vecinul, dacă vinde, și eu îmi permit, și prima oară întreb vecinii, așa e dreptul de preemțiune. Se afișează public și după aia are dreptul de cumpere și altcineva, dar până atunci vecinii. Ce mi-ar fi de asta e bine și propunerea care o pus domnul cu intabularea, cu uite, așa salvează multe chestii. Că vă dați seama dumneavoastră, dacă omul s-a apucat să facă acte, că asta implică să faci o dezbatere de moștenire sau să devii proprietarea un teren, trebuie să faci intabularea. Dar când îi dai o facilitate fiscală și vede omul că, băi, am plătit acte, dar măcar nu mai plătesc 5 ani impozit. Omul intră în altă etapă, mai favorabil financiar pentru el. Și atunci eu zic că ar fi bine să-i ajutăm când îi facem, ne creăm un bine nou tuturor, că nu știi care, și tu ai un nepot și fiecare, sau noi neapărat să ai rudii, afinități. Dar omul are nevoie de treaba asta. Eu zic să fiți de acord, părerea mea, dumneavoastră îi obținem la asta. Domnul Bebe, cuvântul. Domnul Beța. A fost atins, a fost ăsta la nivelul de pe a fost atins. Amendamentul și la final tot. Supunem la vot acest amendament. Cine este de acord? 1, 2, 3, 4, 5. Da. Și vedeți, și acum la global, tot... Mai aveți? Mai aveți? Amendamentul 4. Da. Se reduce în proporție de 80% impozitul pe mijloace de transport agricol utilizate efectiv în domeniul agricultură. În primul rând, care este impozitul? Nu prevede bonul fiscal? Absolut. Asta în prevedere, vă spun eu, din articolul 4, nu la aliniatul 2, care prevede. Deci, pentru această facilitate fiscală, ne se durește, cum o zice domnul George, relucrarea terenului rând de către fermieri locali. Deci asta este. Deci hai să spunem că articolul 469, îmi cer scuze, alineatul 2, spune așa, consiliile locale pot hotărâ să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloace de transport agricol utilizate efectiv în domeniul agriculturii. Adică nu orice utilaj agricol, utilajele care efectiv sunt utilizate în domeniul agriculturii. Dacă cineva are un mijloc de transport, tractor, și îl folosește la transport, nu beneficiază de scutire. Dacă cineva lucrează în teren, deci tractorul oricum intră în utilaj agricol. Poți să zici tu cu transport, ce transport. Da, textul spune efectiv în domeniul agriculturii. Da, dar transportul oricum nimic în vata. Dacă transport cereal, e una. Dacă îți transporti piatră sau altceva, e altă. Problema este la asta spus de acord, eu unul personal sunt de acord. Ideea este că acum la noi doar și
știe, e foarte dificil, fiindcă se cere ITP-ul pentru mijloacele de transport agricole, inclusiv combini, inclusiv orice. Asta ce se folosește. Nu, se folosește, se cere ITP-ul. Am cerut cu anterior, dar și domn primar, să facă o adresă pentru ca Rarul să vină în comună. Nu știu dacă s-a făcut. Nu s-a făcut. Pentru ca să-i ajutăm. E foarte bine venit cu asta. Dar multe utilaje agricole pe raza noastră a comunei nu circulă și nu întrunesc condițiile legale. Sunt amendați, hărțuiți de poliție, fiindcă dacă îl opresc cu tractorul pe om, trebuie să își mute să jucă tractorul de la noi, să-l ducă la Bacău, sau multe nu au cărți de identitate. Și aici așa ar trebui să intervenim noi, să facem cumva să le cuprindem, să le putem să-i ajuta. Vă rugăți așa, domnule, adresă către cine? Rar. Asta o să intervine adresa asta urma solicitărilor, persoanelor care au în... Adică dacă eu nu solicit, domnia ta, altem rarul pentru ce? Nu, o să facem o chestie. Domnul George, dragi colegi, eu m-am gândit la o chestie care ar fi corect. Eu sunt de acord cu amendamentele și e foarte bine. Dar haideți ca să o facem mai credibilă și mai beton, ca dacă se aprobă aceste facilități, persoanele care lucrează terenul și vină să le declare pe o bază de declarații pe propria răspundere. Da? Că lucrează, efectiv, 80% din timpul cu care circulă cu acel utilaj este destinat pentru circuitul agricol. Eu așa o văd, că adică o declarație pe răspundere, omul își asumă. Așa își cumpără toți tractor, și nu, dar efectiv omul să aibă că lucrează în domeniu. Adică o declarație pe răspundere. Când vine la organul fiscal, la colega mea de la așa, dă o declarație, e pe răspundere, domne, da, eu mi-asum, eu lucrez. Efectiv, cum considera 50% din timp e destinat pentru circuitul agricol. Și ok. Eu așa o văd. Dacă doar să credeți că e bine, e bine. Dacă o să am 10 prăjini de teren al meu și 100 pe la vecini. Da, bine că aici sunt și teren la rând și poate la rând. Are vecini. Ești mai... Dar efectiv... Da? Deci o declarați pe care spune și salut. Și deci la amendamentul. De exemplu, unde legalele care se dau de la primărie, da. Poliția la ora actuală nu le ia în considerare. Zice că sunt ilegale. Eu m-am întâlnit cu lucrul ăsta. Eu spun o chestie. Poliția română... Nu! Poliția română, după caz, poliția română greșește. Gata, lăsați-le. Deci greșește din ce punct de vedere? Că legea se schimbă de la zi la zi, cu adevărat. Acum un an, doi, erau niște probleme cu centimetri cubi, vorbesc și de alte... Nu mai sunt cu incident, deci îi trimite la primărie. Am trimis oameni în comună, 4-5, cred că care așa, ei s-au dus la Bacău și i-au trimis la primărie, conform legii, chiar dacă are 17 centimetri, așa, îl înregistrez la primărie. Deci poliția română nu este informat, nu toți, nu spun, o parte din ei, nu-s informați. O speță în care s-a zis lucrul ăsta și s-a, poliția de circulație a amendat persoana respectivă și a zis în felul următor, fix când i-a înmânat procesul verbal, este așa, să te nu să-l dai domnului primar, că el știe. Da, aici ne-a pus. Deci, vreau să spun ceva. Nici poliția nu știe exact. Pentru că înainte s-au înscris la primărie cu 50 de centimetri cub și acum nu mai poți, te trimit în rar. Nu. De asta, alea vechi care îi găsește pe drum așa sub... Eu aș propune ca primăria, când eliberează numele gardă, nu? Și atunci așa să vină și cu hotărârea Consiliului Local sau asta, să-i odeie omului în față hârtia, când îl oprește poliția, să-i zic, uite, domnule, asta mi-a dat-o primăria. Du-te și vorbește. Dar el știe legea, că organ la lege, el știe. El știe. Legea e clară, nu se dau hotărârea de Consiliul Local. Deci, ce este sub 49 cm cub să matriculează la primărie, ce este peste... Exact. Nu! Domnul George, nu e așa! Vorbim din omul scutere.
Vorbim de ATV-uri acum. Și ATV-uri, uite, vă dau cazuri. Deci sunt, au pe lege, voi și fi recitat la primării. Da, eu personal am fără nici vreo dar păi da, și când și mai mult? La primării, mi-a spus. Direct de acolo, deci mirai. Își declină competența și ne-i trimit din nou. Ce sunt? Deci au temele data. Haideți, gata. Cine este de acord la amendamentul? Deci la amendamentul numărul 4, punem ce a zis domnul primar. Facem o fiecare cu declarații, dacă sunteți de acord. Deci nu așa, aducem o modificare, da? Da. Modificarea cu declarația. Dar trebuie să am o bază de date, domnul. Exact. Pe bază de declarații, domnul. Corect. Deci puneți acolo, domnul. Da. Cine este de acord? Care au utilaje agricole. Domnul, ce este de acord? Pe baza declarației. Pe baza declarației, dar altfel nu. Toți. 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 N-am putut, te trimite el. Și acum, dacă mai e de discutat... Eu nu mai știu la clipă. Mai ai unul? Da. Ia de sumă un pic. Nu, 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 ca să le expun eu. Stai. Dragilor, știți că avem voi, eu nu, nici nu mă uit. Eu vă spun via... Nu, pentru că știu. Vă spun așa, cam fiecare an, aveți, mă ascultați un pic, aveți, avem dreptul conform legii să diminuăm sau să, corect? Rămân în forma inițială ca să, cum taxă și impozitii la anul 2021 și pe anul 2022, în afară de amendamente? Da. Care era. Deci, în afară de aceste amendamente 4 care s-au făcut acum și care le-am aprobat, restul taxelor rămân conform legii. La forma conform, da? Cine este de acord? Discuții, nu? Nu, mai e suplimentar, doamne. Suplimentar, da. Privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2021. Asta cu materialele este o chestie care este impusă de curte. Trebuie să dăm hotărârea Consiliului Local, să refacă inventarierea și cam asta este toată problema. Am și o da, aveți cuvânt. Este vreo comisie formată care îmi face inventarierea? Comisia e un post formată, dar probabil de la Curtea din Conturi. Avem acolo. Sunt niște proceduri care trebuie să respectăm, la care nu am dat răspuns, dar o zi, dar trebuie și votărârea, fără avut puțin în partea acolo. Da, asta e problema. E o formă care trebuie la curtea, eu acceptat ce o trebuie la impozite taxe, până la votări votărâri. Păi, pe votărâri și așa. Deci noi suntem obligați. Procedura asta. Da, deci nu vrem noi că nu se pierde o procedură, este intrată, este impusă de codul fiscal, că noi suntem cumva supuși presiunii legislației codului fiscal, că nu putem face nimic. Nu trebuie să depășăm, nu trebuie să cădem sub limite. Cam asta era. Votăm, să punem la vot? Vot? Mai este cineva care vrea să ia cuvântul? Cu limașul. Nu ai mic, am totul. Am avut delegații să spun. Domnului primar, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, așa, mai este... Continuăm, da? Da, la punctul ultim. La ultimul punct... Doamna Galeru. Doamna Galeru, Elena, care știți că a avut probleme cu apa și are fiecare an, a făcut o... Un cer spuzi. Da. Nu-i la ultimul punct la diverge. Nu știți la diverge, că aveți hotărârea cu Consiliul Județean. Da, uite, scuzați că am trecut pe ce. Ați dat-o pe asta. Da, am pus-o pe asta. Nu, era problema cu aprobarea... În puternicirii mele pentru apa. Care s-a discutat? În puternicirea domnului primar? Îi spun, cine este? Ce era peste ordinea de zi? Spuneți la vot. Adibu. Care am discutat mai înainte cu Adibu, am uitat. Supunem la vot ca să fie domnul primar reprezentat nostru pe data de 28. Deci, articolul 6 peste ordinea de zi. Da. Și acum,
Doamna Galeru a făcut o cerere la noi. Dacă mă lăsați pe mine și prezint un pic mai detaliat despre ce vorba, ca să ne înțelegem și... Eu zic că... Să o luăm așa bătrânești. Acum câțiva zeci de ani, când pe dealurile scoțănească, cum se spune, erau lucrate terenurile, erau mai multe tipuri de culturi agricole, erau mai multe praguri, mai multe haturi și era și un canal în jurul proprietăților din aval de dealul roșu, zona Galeru, așa. Ei, în urma ploilor, care văd că în fiecare an ne fac probleme, dar cu sub formă de viitură, apa nemai având oprere, să spunem, pragul de reducere a vitezii, creează un mic canion pe proprietatea doamnei Galeru, știți, cred că unde, la drumul național, care aici în jos, ce implică, în primul rând, blocarea drumului național, explicarea proprietății omului, aducerea de aluviuni de pe dealuri, așa. Acum 3 ani zile în urma inundațiilor, tot la fel a fost dezastruos pe acea zonă. Consiliul Local Scorțeni, împreună cu mine, că eram tot în calitatea de primar, atunci am alocat o anumită sumă către doamna Galeru. Au făcut o parte în limita banilor de consolidare, dar camionul este foarte lung și acum ar necesita cumva înspre Amonte un plan înclinat mult mai mare și pe bună dreptate noi avem prins, dacă știți bine, pe Consiliul Local, pe buget, avem prins o anumită sumă pentru situații de genul ăsta, situații sociale, exact cum am alocat pentru doamna Măciucă, avem și mai rămâne o rezervă, ferească Dumnezeu dacă moare pe o persoană din comunitate care nu are pe nimeni și primăria trebuie. Deci am luat înainte această decizie. Eu zic că ar trebui ajutat cu anumită sumă prin care omul se vine cu documentii în spate, cu materiale de consolidare, ce folosește acolo? Plasă, poate și face gabioane, poate și abeton, nu știu. Aș zice că ar trebui să se încheiem o dată cu discuția asta. Fiind consolidat malul, automat chiar dacă vine apa circulând pe un beton, nu mai rupe din malul și nu mai antrenează în viteza aia care vine, aruncându-i și pietrele. Eu zic că ar fi ok și încheiem și omul ar fi mulțumit să își asumă dânsul și să facă lucrările, noi să-i ajutăm cu o parte financiară sau cum considerați dumneavoastră pentru a-și rezolva problemele. Acum, discuții, eu mi-am exprimat. Cine are cuvântul? Înscrieți-vă la cuvânt întâi. Tu ai ridicat primul Beța. Domnul Beța, da. El a fost primul. Stai, următorul. Și domnul Cipcă? Da, imediat îi scriu așa. Aici e cineva? Domnul Bebi? Franț, stai așa și Paco. Da. Domnul Paco. Aveți cuvântul. De acord cu domnul primar, problema este în felul următor. Atâta timp când noi dăm bani omului, persoanei fizice, nu știu dacă poate să efectueze lucrările de consolidare în Amonte sus, din cauza că dacă își face prin curte un șanț betonat, asta nu semnifică că oprește apa, deci problema este sus, nu ce vine, o dirigează, dar asta nu e o problemă. Eu aș fi de acord ca să se facă primăria, să se implice să facă lucrul ăsta. În curtea lui nu. În curtea lui nu, în curtea lui să-și facă dânsul, da, cu banii lui. Da, nu, apropo. Ați aruncat mingea la fel, Fileu, vedeți că proprietățile de pe deal nu sunt ale primăriei, ca să poți fac eu. Deci eu, ca reprezentant al comunității, pot să mediez sau pot să ajut împreună cu dumneavoastră persoanele care, vedeți că și guvernul alocă anumite sume pentru că nu sunt proprietari. Dar vă spun că toate acele terenuri de pe Scoțănească sunt la persoanele fizice din comuna noastră, de pe toată zona, și Scoțeni și Florești, dar ascultați-mă, îți date cu contract de arendă, pe bună credință, către o persoană juridică. Da, atunci și mulți proprietari, o să completez domnul după aia, că știu ce vrea să spună, domnul Dan Firescu, mulți proprietari chiar în spatele curții sunt proprietari ei, au dat terenul că au intravilan în zona locuibilă și în spate au și terenul lor, care-i dat în arendă. Dar problema este sunt de la fundament. O
O luăm, dar eu... Atunci așa, deci noi nu-l ajutăm cu nimic că îi dăm 10 sarge de cement. Dar eu sunt de ajutat multe, dar pentru că noi nu putem să facem noi o lucrare. Noi dăm o sumă de bani și omul își face lucrarea cu manopera lui. Ăsta e ajutorul. Noi nu i-am cumpărat lui doamna copilul cu aparatul auditiv, i-am luat noi aparatul auditiv. I-am dat banii și ea și l-a cumpărat. Întâmplă, porțile tot o să fie deschise, traficul tot o să fie... Dar nu mai va inundă pe om, da? Și într-un final va obliga secția de drumuri naționale să facă un podeț acolo. Exact. Care este la domnul Fierul, e același lucru. Casele care sunt aferente așa, deci dacă dăm la unul, trebuie să dăm la toți. Domnule, ajutăm... Păi nu, păi ajutăm... Păi și cum îl ajutăm? Și la domnul Fierul, de exemplu, știți... Milu Fierul, știți doar destul de bine la primar. Când vine apa, e tot la fel. E curtea plină, e părâul, trece prin mijloc măgăriu. Omul și l-a făcut singur. Deci asta nu semnifică că primăria, dacă dă la cineva, trebuie să dăm la toți. Nu dă la toți, atunci unu-i favorit. Dacă lucrarea costă 10.000 de lei, dau un exemplu, materiale, haideți să-i dăm 70%, 80%, 60%. Eu zic, dacă aprobăm pentru o singură persoană, au mai fost aprobăm pentru toți. Precedentul a fost creat, dar Doamne ferește din calamități, că toată lumea a fost ajutată, că nu-i prima oară. Ce spui în general, Doamne Gabriel, ce spui asta? Nu-i domnul secretar. Ce fiți-o? Doamna Galero inundă și îi rupi casa, îi rupi grajdul, ce mai are acolo? Primăria trebuie să-i iau despăgubirii. Păi dumneavoastră preferați să-i dăm despăgubiri? În loc să-i dăm o sumă și să-și consolideze malul? Oricum va trebui să-i dăm despăgubirii. Nu mai vorbiți-mă peste altul. Uitați ce spui doamna Galero, doar acest... Prin care vă rog să realizați lucrări de eroziune al solului și corectarea torentului ce se scurge de pe versant din curtea locuinței mele. Torent ce se formează în urma plonilor mari și după toperea bruscă a zăpezilor. Dar nu solicităm, solicităm lucrări. Da. Și vreau să... Da, da, este la discuții ca să creăm un proiect, să facem un proiect de hotărâri. Deci noi discutăm, hotărâm și luăm soluția cea mai bună, ca să putem să ajutăm dacă ajutăm. Domnul Bența, ați terminat, stați așa că nu v-ați înscris. Dar la urmă, lasă să vorbească și vorbesc păi și domnul. Păi tocmai de aia, domnul Zanfirescu urmează. Domnul Ici. Da, problema este că, de exemplu, și vecinul de lângă el, cum îi spune, Cărăușul, și el, adică s-a mutat apa, acum a fost la galeră, acum s-a mutat la el. Eu am fost sus acolo anul, în primăvară anului ăsta și am făcut un șanț. Am făcut un șanț de 100 de metri, poate de 40 de metri. Șanțul ăla s-a fundat, vă dați seama, cu mâl, cu ce-a venit cu apă. Și a captat apa și a deviat acum de la galeră, a captat apa pe șanțul ăla când a venit cu pământ s-a fundat și a trasat-o lui ăsta, lui Cărăușul, pe curte. Deci problema ar trebui luată și rezolvată la mai multe persoane acolo. Nu dăm bani pentru persoane să-și fac șanță prin curte și restul oamenilor rămân și le vine apa din nou. Păi, haideți să mai dăm bani și lor să facă un șanț, haideți să mai dăm bani și lui Fierul să facă un șanț. Deci treaba trebuie făcută de sus, de pe dig, de pe bază. Acolo trebuie pământ dus și înălțat digul ăla ca să poată devia apa pe partea de jos, să ducă spre drumul Floreștului, Sârgului. Da. Deci nu rezolv nimic cu banii pentru un curte. Nu are niciun rost. Dacă o deviezi de acolo, îți trimiți un două bancă la poartă. Un șanț betonat prin asta. Omul are nevoie ca apa să nu-i mai vină acolo. Să nu-i mai vină. Nu-i mai vină. Dar lăsați-vă de domnul Franț. Are cuvântul domnul Franț. Da. Dă-ți cuvântul cu domnul Franț. Spune-l. Cum era potiful la păstăt la graș și-o poscur și-a intrat și în casă atunci și iau o trei ani. Și dacă s-ar putea face șanțul ăsta să-l putem rezolva cumva, să nu mai rupă în cur, din cur. Că pe deal nu este, pe deal nu este. Uniți-vă acolo sus, uniți-vă acolo sus. Dați-vă la proprietar. Cărăușul. Și dă o sumă de bani pentru toate familiile care sunt afectate și să lucreze pe partea superioară. Să se ducă tocmai acolo la... Și cum ar trebui? Pentru că noi,
sau cine face? Dacă o dirijăm din ograda oamenilor, e cea mai simplă variantă. Nu se mai duce nici la toată partea cealaltă, că dacă punem liga aici, apa va pleca în stânga și în dreapta. Ce curte? Rezolvăm problema doar pentru curtea lui, dar afectăm încă 7 curți. Nu mai, dacă ne dirijăm cum mai... care urc mereu și îndiguit, va trece strada așa. Nu putem conecta noi apa cu singur șanț care vine de acolo. Dar nu putem conecta noi apa cu singur șanț care vine de acolo. Știți și Torin vine că acolo vine și pantă sus. Așa se facă cineva șanț, de aici, cum zice, până la Florești. Și tot aduce pământul tot mai pe canal. Nu vorbesc și cu Ilașa. Ilașa a văzut acolo, iată la fel. O face, face, când trebuie din curescolul. Să trebuia cu urmă. Spre exemplu, că tu, spune tu, că ești acolo. Până nu i-a făcut șanțul ăla de turat, ca să nu mai vine apa să rupă nici la stânga, nici în dreapta, că rupe și la mine și la Pojar, că tot. Nu e numai la mine, că deci, am trecut sau fost reacția. Trebuie să făcut lărgime mare. Așa un trai care trebuie în fiecare amplificare. E casă, e oameni ferești. E casă, e casă ce faci. Eu zic să ajutăm materiale de construcție. Și părerea materiale plătește către o societate care așa dă materiale de construcție. Așa da, așa da. Domnul Cica are cuvântul. Ședința care vine să vină și Căreușă să ceară bani exact cum ați arătat el. Eu vă pun bani. Chemăm o societate să facă un studiu, să ne dea ei, să spune exact ce se întâmplă, că așa vine de la el, se duce la Căreușă, de la Căreușă poate se duce tu Mamvale pe lângă domnul Coțodeanu, se duce și la Bungeanu, se duce și la Cojanu. Ascultați-mă ce vă zic eu.
Deci ca să cheme studiul care se face, se numește studiul de corectare a torienților. Ca să aduce o societate care se face studiul de corectare a torienților, te costă, vorbim, de la 10.000 de lei în sus. El îți vine cu soluția, dar nu-ți face. Îți dă soluția tehnică. Soluția tehnică o știm noi dacă ne uităm la teren, că apa niciodată, cum o să luăm un baby, nu curge la deal, apa își caută făgașul ei. Unii ar vrea, tu s-o duci, tot acolo se duce. Dar pentru, eu zic așa, eu am mai făcut niște demersuri cu domnul, cu domnul secretar. Am făcut solicitări, o să chem la fața locului. Săptămâna viitoare, după vaccinare, că pe 2 o să fie vaccinarea la comună și o să spun să asta, o să anunț și pe filmare. O să îl chem iarăși pe domnul Ilaș, am să chem proprietarii din zonă pe toți, chem la primărie, la masa rotundă, discutăm la soluția cea mai... Adică eu ce zic, după ce se termină cu recoltarea din zona aia, să se creeze niște șanțuri, adică eu nu zic o părătenie, că nu neapărat să fie de acord și cu mine și ăla care lucrează terenul. Zic de parcele 50 de metri să faci ruperi de viteză apă și niște șanțuri care să corectezi. Dar până atunci, hai la ședința viitoare, cum își domnul Hăin, să venim cu proiect de hotărâri, sub forma de cumpărarea a materialelor, dar ar trebui când le edităm și suntem de acord. Acum, spuneți dumneavoastră o valoare care, de care se luă materialul. Dacă faceți întâlnirea cu domnul Ira și cu toți care sunt afectați și care ar putea să fie, vedeți exact cu ce ne poate ajuta și domnul Ilaș la ce înseamnă șans sau mai știu eu ce. Și vedeți exact ce vin și ceilalți vecini din lângă Galerul, mai este Cojan, mai este... vedeți, chemați-i pe toți și atunci o să vedeți că eu cred că soluția mai bună o să fie atunci. Au fost, au fost chemați, dar au fost toți că vin și nu au venit. Da. Numai domnul a venit. Nu trebuie făcut adresă. Am văzut aici. Da. Faceți proiectul de hotărâri, treceți o sumă, 5.000 de lei și o vom discuta în ședința următoare. Treceți 5.000 de lei și nu ajunge, într-adevăr. O suplimentă, s-a aprobă, nu s-a aprobă. Nu ajunge. Într-adevăr, nu ajunge. Echivalentul a aruncat banii pe fereastră. Fiindcă ca să faci, dumneavoastră lucrați și știți lucrul ăsta, ca să se facă lucrul ăla trebuie făcut, trebuie pus fierbeton adâncit foarte tare, că dacă tu ai turnat o placă de beton, când a venit torentul, ți-a zburat-o afară ca pe măsea stricată. Ba da, vă zic eu ce se întâmplă. Trebuie ruperea fluxului de apă când vine, ca să-i rup din sus, deci trebuie făcut. Domnul Cip, când nu vorbi din loc, ia mai liniște. Hai, Ionuț. Vreau să mă întreb, dar ați precizat că o să discutați cu domnul Ilaș. Părerea mea ar fi, da, trebuie ajutați. Trebuie ajutați da, să rezolvăm problema. Dar părerea mea ar fi că întâlnirea la o masă rotundă sau pătrată nu duce la nimeni. Mergeți pe dealul acolo. Acolo trebuie lucrat, domnul Ilaș trebuie să aibă în vedere, inclusiv culturile țin țorul. Adică dacă pui rabiță, apă o ține într-un fel, dacă ții porumb, o duci în altfel, altfel se scurge. Și trebuie să-și urmărești profitabilitatea. Dacă el e rentabil pentru el cu rabiță, de exemplu, începând din deal, de la păduri, nu devine apa, trebuie urmărit de acolo, și din când în când trebuie tăiată... Și ai să găsești betonul în drum, care îl doar. Trebuie rezolvat problema, da? Exact cum o să zic. Da, eu zic așa, până la măsurile astea mai complete, eu zic că omul trebuie ajutat pe moment, că trebuie ajutat, că n-ai cum să-l ajungi curtea. Că eu am fost, am înduce. Stai să zic. Cine face așa? Avem la primărie, avem bunul. Da? Dar nu poți să fac. În fapt, dar nu mă refer la șanțul din curte, da? În partea de sus, facem șanț. Dar nu are cum să ia picurile acolo. Omul trebuie să termine, eu ce am spus, să recolteze și după aia vedem că acum unde te duci, la ce ai 2 metri jumate, cum ajungem?
Păi unii? Drumul respectiv este drum agricol. La fel cum este și... Nu este drum. Acolo în spate doar am o tine. Ok. Eu vă mai dau un exemplu despre domnul Ila. Dar nu am nimic cu el. A fost șanțul în curba acolo de la Florești, când te duci spre Jitalul, pe Dușor Jitalul. Acolo a fost un drum, avea un șanțuleț, tuburi, captare de apă de aici, de lângă tub, se ducea într-o altă gură de captare și trecea la Părâu. Mergeți acum și vedeți. Mai este așa ceva? Eu sunt fundat de toate. De da, la Tobola e pus de mine, nu? Acum aia. Ăla care e la drumul agricol e pus de mine. Acum, dar a fost. E mai mare. Era șansă, da, da. Păi și nu-i șansă. Exact cum am făcut școala, domnul Avram. Și vine, dacă vine cel mai bun pământ de pe dealul acela vale. Apa, că vine. Mai bine, abia să-și folosi tehnică, domnul Avram, să băgăm tuburi. Păi da, un metru în diametru, le băgăm, le ascupăm. Orice soluții, vom lega până. Sunt în față aici, cu apa are presiune. Tu mă-nfață să... Bun, haideți să-i dăm cuvântul și domnului Avram și găsim soluția la ședința viitoare. Dumneavoastră, cum aș fi întâmplat domnul Avram și te văd? Indiferent, cum ar fi proședință, băgăm tuburi, urmăm, ce este? Nu e. Acolo trebuie cuvântul. Din câte am înțeles, domnul Avram, în suportul cu forța de muncă, el o face. Nu o face. Dacă nu face el, dumneavoastră, spuneți că nu poate. Omul poate, dacă vrea, poate. Are 2-3 oameni și face lucrarea. Cum să face? Trebuie doar să vrem. Haideți să terminăm că... Problema este că dacă îi dai o singură parte, nu știu la fel ce trebuie să îi zic. Nu numai din mine, eu am altat și eu cu domnul George, nici un răspuns. Podul e terminat, o să cadă jos. Este zi și la poliția rutieră, și la tot, la Bacău. Niciun răspuns. Am ales trece de pietoni. Discuția de la bază. Niciun răspuns. A votat des acum și la domnul prefect, când au fost pentru vaccinare, pentru anunțarea cetățenilor cine vor fi vaccinezi, chiar cu șeful Lipos a discutat spieța, adresele noastre prezentate și atunci o să trimiteți lui nouă, poate rezolvăm noi, din prefectură. Am făcut și așa. Bun! Eu zic să vă vreau 40.000 de lei pe moment. Da, la rectificarea bugetului. Dar nu poți copii ceva ce nu ai. Deci trebuie să eu zic o părerea mea pe moment, ca să v-am spus, un 3.000 de lei și cu revenire dacă nu ajunge la situația viitoare. Dar nu sunt bani. Nu poți face propuneri ce nu ai. Da, bun. Foarte bine, îi dăm 4.000, mai dăm 3.000, mai dăm 3.000 și s-a spus la sumă. Și la ceilalți sunt lăgăi. Rămâne stabilit. Doamna vice, domn primar, stați să vedem ce condiționezi. Deci, pentru ședința următoare. Mă auziți? Alo, domnul Patu, dar ce facem? Deci, eu ce consemnez aici? Domnul, cine a propus 3.000 de lei? Domnul Franz, nu? Domnul primar. Domnul primar. Așa. Poți să inițiez, pentru să îmi consemnez aici, să inițiez un proiect de hotărâri pentru suma care o să o domn primar de 3.000 de lei? Da, oamenii ăștia, da. Da? Pentru, dar nu ai mai mult acum, asta v-am spus. Doamne, dar nu ai de unde. Dacă îi dai, mă-i pun, dacă nu îi dai, dar nu ești. Deci v-am spus că pe partea socială, i-ai dat 1600 acolo, nu ai mai mult bani acum. Da. Auziți, părerea mea, trebuie adunat și domnul Ilaș și toți care au pământ acolo și ridicat un dic de pământ când masa asta a făcut să ducă apă unde trebuie. Exact. Asta trebuie făcut, cu toată lumea, să pună în acolo. Și care are pământ acolo și domnul Ilaș tot. Ridicat un dic de pământ. Să nu mă duc mai bine. Come on.
sunt niște planșii cu niște suprafeții, spatele travilan, pe care, care sunt cereri pentru ele și pentru care anumit cetățe solicită teren. Rugămintea mea este cel următor. Ați fi de acord să le dăm oamenilor ăștia teren concesionat pentru construcția de case? De unde este terenul? Da, terenul este în zona firmei. Este din Islas, dar este intravilan. Și se poate da. Da? Uitați. Este intravilan, legea permite. Da? Da? Dacă vreți și dumneavoastră și nu aveți terenuri și nu aveți alte posibilități, vă dăm. Asta este limita extravilan cu intravilan. Aici este deci, teren intravilan. Teren intravilan ar fi lângă domnul polițist, exact. Între domnul polițist nu. Și după, Zafir? După el, după, păi, după, după el, da, la vale, da? Exact. Până da. La fermă, până unde are da. Sunt, sunt 2700 de metri pătrați, dar ele au fost făcute propuneri pe acelea. De mine, de mine, de mine, nu fac nimic. Domnul secretar, noi facem ce spune legea, nu avem ce face, că doar... Deci nu știu. În primul și primul rând, domnul secretar, să sunteți de acord. Dă aviz pentru aceste două bucăți de pământ. Eu propun să se facă licitație, dragă. Da, că sunt foarte mulți oameni. Sunt foarte mulți oameni. Să ne ducem la 7.000. Facem pe 700. Da. Știți ce se întâmplă? Nu puteți, pentru că lungimea lor, dacă ne reduceți sub 700, sub 1.000, da. Nu mai au 19 metri lățime. Și conducta nu trece pe acolo? Nu, conducta nu trece pe acolo. Bine, construiești o casă cu 10 metri. La, îți trebuie 12, da, îți trebuie 12 metri. Să ajutăm oamenii, simplu. Am înțeles, eu nu știu cât e exact. Noi vorbim, dar vorbim pe niște pozii. Terenul iau în jur la lățime, la drum, în jur din 19, 20 metri. Un lot? Un lot? Un lot? 20 metri, 19, 20. 20, 20, 60 metri. Toată suprafața la... Toată suprafața este 2700 metri. Nu, dragă, lungimea de la stradă. 40 de metri. Domnul George, dacă v-ați dumneavoastră o secundă, terenurile respective ca să se poată construi pe ele, nu cumva intră cu domnul Zamfir? Nu. Ba da, că s-o mai, o mai, au mai fost niște probleme acolo când s-a putut construi din cauza că... Conform legii, până la momentul în care a fost creat precedentul, că e un precedent creat și judecat odată, deci a luat câștig de cauză persoana care a dat primăria judecată și a câștigat, deci acum vreo 6 ani de zile, dreptul de folosință și construcții. Deci nu mai este grevată nicio construcție din jurul arii de studiu de impact. Despre asta ne raportăm. Da? Deci pentru că fiind creat precedentul în zona, adică zona aia... Așa, deci se poate construi, deci nu mai e grevat. Terenul este din terenul nu este supus ordonanții 34/2004 care reglementează pășunile, deci nu are niciun impediment. Propunerea mea este, dacă ne sunteți de acord să ajutăm cei care vor să participe la licitație, trebuie să facem un proiect de hotărâri pentru scoaterea la licitația terenului ăsta la două. Ce zice domnul secretar? Domnul George, eu mai propun ceva, foarte bine propunerea dumneavoastră, dar să poată beneficia doar oameni din comună sau din sat. Nu veniți din afară. Nu doamne, din sat. Dar bineînțeles, la sat deci nu vine să apuce și relui în viața. Deja sunt două cereri. Eu și, adică una, o știu. Nu, da, da, e porcul, mă iartă porcul. Ei, până domnul secretar spune... Aici aveți, asta este, da? Vedeți, ele sunt din 1350. Nu poți să le dai 1350, maximul 1000. Aici, în diferența asta, nu mai poți să construi. Da, dragă, da, atunci, hai să vedem poate, găsim o modalitate, să ajutăm mai mulți. Da. Ai vreo obligație? Da, nu, nici o obligație. Vreau să ajutăm. Am dar numai doi, vreau să ajut mai mulți. Păi, găsim din asta teren la scurt. Da, e poate. Vedeți că o oată pe înseamnă, vedeți că nu zic. N-am nicio nevoie, dar Marița a fost odată cu tupieu. Cum? Marița a fost odată cu tupieu. Toată
ai revoltat, nu voi mai dați acum așa acolo. Problema este, ai un preț, stați. Lidia, Lidia. Nu se face așa. Ascultați-mă ce vă spun, hai să încheiem, că vorbim mult și prost. Deci fiți atenți, în momentul în care sunteți de acord, nu contează, aici nu este, eu v-am spus că sunt cereri de la cetățeni, că și la scoțeni când au fost pentru apartament, v-am spus că au fost 5, nu s-au dat nimănui. Cererile nu e neapărat să aprobi, sunt baza la hotărârea Consiliului Local, se scoate terenul conform lege, dacă ești disponibil și ești legal, se scoate, lasă-mă la cride, să spun eu. Măi, dar ascultă-mă un pic ce vreau să spun. Dacă mă lași să termin subiectul, dacă nu, măi, se scoate la licitație, se scrie la licitație, se face o expertiză, cum am expertiză la prețuri, că nu pui o prețuri, nu pui nimeni, nu pui decât un expert, se face scoaterea din circuit agricol, este o documentație care este foarte stufoasă, chiar dacă este intravilan, deci sunt niște pași de făcut, dar până nu își dă girul Consiliul Local, nu scoate nici nimic. Și ca să termin, ideea, lasă că îl spui acum. Și ca să termin, trebuie văzut foarte bine domnul George. Vă spun de ce, Vitalaua 30 și Vitalaua 29. Eu știu că am făcut măsurători de cadastrare acum, devierea la conducta de apă, treci în zona aia și undeva în avant pe proprietăți private se face expropierea cetățenilor cum s-o dat de ei. S-au făcut măsurători că magistrala de apă care alimentează Bacău, care a venit la Valea Uzului, își modifică traseul prin zona între fermă, între domnul Potoracă, prin undeva și proprietatea lui Loșa. Așa trebuie văzut cumva ca să nu se facă. S-au identificat astea două loturi. George, identifică la nivelul întregii comuni. Ah, Lidia, spune ce prima în comuni, trebuie să știți. Nu, eu știu așa, cum știe, toată lumea. Ascultă un pic. Eu le-am făcut. Cum știe? Am făcut o propunere, dacă dumneavoastră vreți, aprobați, dacă nu, nu. M-am spus și să fie înregistrăm lucrurile astea, nu spus nimic. Spuți de către primar că la nivelul comunii nu există teren. Și acum s-a identificat. Deci, în momentul în care primar Nu. Identificăm toate suprafețele care sunt. Dacă primăria are teren disponibil, îl identificăm tot. Facem un inventar al lui exact pe suprafeții, locuri, tot. Ce este intravilan și putem să oferim. Venim cu un proiect de hotărâre comun pentru toate suprafețele. Nu doar pentru două, facem pentru tot. Că nu e, comuna nu are teren. Dumneavoastră a susținut. Se poate vedea prin filmare anterioară. Acum, identificăm terenul și îl și avem. Deci, și sunteți neobținuți că este teren. Da, și dar dumneavoastră, de ce nu l-ați identificat că n-ați susținut? Vreți să atâta scoare din comună sau nu vreți? Da, pe toată lumea, nu doar pe unii. Nu dedicați. Nu cu dedicați. Dar toți oamenii din comună îi dați posibilitatea să cu tot, ăsta este un proiect care este pentru toată lumea. Se face licitație. Da, cum să nu, dar pentru toate suprafețele. Ca așa identific și eu o suprafață. Atunci ce s-a venit? Atât, eu ce am identificat tot. Poate mai este și pe scoții, poate mai este și pe scoții, dar dacă până acum nu a fost și acum o apărut, nu ți se pare normal că lumea trebuie să știe? Vreau să întreb, domnul primar, azi dimineață m-am întâlnit cu domnul cetățean Ciprian Parascanu. Ea acolo, la podul, ne-a făcut dâns acolo, a rămas foarte rău, capătul ăla, prin părinții lor, a rămas rău acolo, o schimb, nu știu, nu-i diferența aia, nivel. La podul de la Parascanu. Da. La podul de la Parascanu, de acolo, o schimb foarte rău acolo, la pod, la el, a trecut, s-a făcut un frag acolo, trebuie dus vă mașină de balastă. Nu, o să fie ali, au vrut să vină și el în ședință, ați spus să... Dar i-am zis, vină și... Da. Tot am...
cheam? Da. Stadiul racordării comunității la apă, puteți să ne spuneți un pic, că da. Am avut niște bani aprobați. Proiectul este inițiat, este în lucru la București, am făcut măsurătorile toate, le-am trimis la București la firma care se ocupă de proiectare pentru apă, deci se lucrează. Se lucrează, aveți un estimare așa de timp, cât ar fi o lună, două, un an, trei, două. Nu pot să estimez, nu, deja e prea mult la trei ani sau doi ani. Nu pot să vă spun exact, știți cum e cu urtii la noi. E demarat, e demarat. Decât să vorbesc, să spun o prostie, mai degrabă maxim. Așteptăm, e în lucru. Deci, și eu vreau mai grea ieri, da? Da, din lucru, da. Nu cred. Am înțeles. Doamna, stați-mi, doamna, nu știu că mai să întreb ceva. Doamna, deci, mai avem dosare noi la ajutor social? Mai aveți noi dosare? Mai aveți noi dosare? Da. Nu, întrebam că am fapt divers. Mai întreabă cetățenii că s-au făcut nu știu câte dosare de ajutor social. Și... Domnul de la Grigoren, care are nevastă la pat și picați de boală, ceva, nu știu Zaharia, cum e. Zaharia, nu, de la... De la... Din Bogdănești. Bogdănești. Nu este nimeni, din contra, am mai tăiat de la ajutor. Dar anul ăsta s-a mai făcut, domnul? Anul ăsta ați mai avut solicitări pentru dosare sau mai întâlnit dosare pentru ajutor social? Eu nici știu, mai sunt două dosare făcute acum. Da. Este o persoană de la Florești, care chiar n-ai, nu știi, cred că nu s-a spus Cristina. Și mai este o persoană de Zaharia. A ăsta de la Bogdănești, domnul ăsta? La sumă, la noi. Nu, deci, nu, ca să vorbim pe aia bună, că nu se publică doar aici, știi care răspund ei. Dacă azi eu fac un dosar fiind cu drept de ori și cu drept de lucru de la 1 iulie, dacă intră de la 1 iulie, atunci aia apare, deci se rămânează în tabelă. Atunci are tabelă. Cază 1, ce s-a rezolvat? Care e un cază 1? Alo, care a fost cu tentativa de viol? Păi, foarte bine, filmați... Da. Filmați. Un... un domn, un domn, foarte bine. Un domn care este la ajutorul social. Așa. Și care, între ghilimele de rigoare, se laudă că are ajutorul primăriei, a avut o tentativă de viol asupra unei persoane cu handicap gradul 3. Așa. S-a pus presiune pe familie, inclusiv să nu se facă, să nu se facă plângeri, să nu se ducă, că o să aibă consecințe familia dacă se duce și reclamă. A venit ancheta socială de la primărie și ancheta socială, în loc să vină să-i facă, să vină să ajute familia sau nu să ajute, să-i dea consilierii familiei și persoanei respective, doamnele de la asistența socială a zis că dacă să depuneți plângere, acest lucru este cu două tăiușuri și o să suportați consecințele. Deci, omul este violat, intrare pe proprietate de domiciliu, violare de domiciliu și tentativă de viol. Și vreau să văd dacă procesul verbal s-a consemnat urmele de pe doamna respectivă, că este în cadru, a fost trântită jos și rupte ainele de pe ea. Dragule, hai să vă spun că primarul nu este informat niciodată când trebuie. Și eu când m-am informat, m-am autosesizat eu, în calitate de om, că mai sunt și legile dintre picături. Da? Să vă spun eu despre ce-i vorba, domnul Bia, ce-a lăsat și vreau să trebuia să dați cu nume și prenume. Dar ați luat asta, nu știu cum ați. Nu. Hai să vă spun eu. Dragul meu, tata, hai să vă spun eu despre ce este vorba. Luni dimineața, nu luni, dar mă lăsați cu o poveste și frumoasă. E frumoasă povestea, vă spun eu. Alaltă ieri, când s-a întâmplat treaba asta? Zi-mi data că a doua zi am plecat la muncă la 8 fără 10, m-am întâlnit. Deci, cu o zi înainte s-a întâmplat, eu nu am aflat nimic. Stați-mă și povestesc un pic. A, nu știu că... marți ceva. Mă întâlnesc pe drum cu domnul Hitpot Cătălin, care mi-a adus la cunoștință ce s-a întâmplat în curte la domnul Ondu Marius. Domnul Ondu Marius, soția domnului Ondu Marius, are grijă ca însoțitor și nu e de gradul 3, e de gradul 1 cu handicap, este angajatul primăriei, doamna Dana,
Da, este angajat, este salariatul primăriei și conform legii, legilor în vigoare trebuia să fie prezent ori unor altul să nu lasă persoana care este cu handicap grav, da, neîngrijit. Nu, nu, lăsați-mă, nu, acum vă spun eu. Deci, nu, nesuprasit, nesuprasit, nesupraveghea, pardon. Nesupravegheată. Domne, ascultă-mă ce spun, eu se acord, asta nu implică nimic. Deci, fiți atent ce vă spun. Poliția, domnul Marius, adjunctul șef de post, a fost sesizat de către Marius, care a găsit, exact cum a spus dânsul, persoana în casă, s-a dus acolo, la prinsul rector și domnul. Dar când poliția, deci am declarația domnului Marius, adică verbală, când poliția a vrut să l-a dus la post să iei declarație, nu știu ce, nu au vrut să facă plângere în slăcitură. Acum, eu și completez povestea ca să înțelegeți tot ce știu. Eu m-am informat, eu m-am autosesizat, da? Și am stat și l-am luat pe domnul șef de post, domnul Gheorghe Mihai, la întrebări, pentru că, conform codului penal, cine nu știe, vă spun eu, o persoană care nu este întreagă la minte, dacă vreți să vă spun, care nu răspunde pentru ea, că nu are calitatea, capacitatea necesară, oricine uzează, chiar dacă din declarațiile domnului care a făcut fapta, spune că a fost cu acordul că o iubește și o iubește, deci este pasibil de viol sau tentativă de viol după care s-a întâmplat acolo. Nu implică sub nicio formă o plângere, asta o faci ca să completezi dosarul a persoanei. Deci legea de la sine se sesizează pe speța în sine, da? Bun. Eu în calitatea mea de primar, văzând că nu se ia nicio măsură, da? Doar măsurile care poate s-au luat și nu s-au luat la cunoștință, am chemat compartimentul social ieri dimineață la mine, da? Doamna Avram, doamna... Alina Aron și cu doamna Crăciun. Și le-am spus în felul următor. Ați auzit de speța cu tare? Printre care nu. Vă duceți frumos, este salariatul primăriei, vă duceți, stați de vorbă cu însoțitorii, stați de vorbă dacă aveți cum să stați de vorbă și cu partea vătămată, vă duceți și le spuneți în felul următor. Persoanele, sunt direct răspunzători ei, ca însoțitori, pentru că au un contract de muncă semnat, da? Pentru ce îi se întâmplă, da? În care, deci, ce îi s-a transmis, doamne, n-am înțeles bine ce a spus asistența socială, că m-a spus după aia. Ce a transmis, dar ai spus cam 80% adevărul, dar 80%, adică poate m-a transmis ce-i greșit. Poate ai înțeles de așa, nu. Consecințele care s-au transmis sunt în felul următor. În cazul în care se mai repetă și constată că persoana nu este supravegheată și poate desface calitatea, nu poate să mai aibă calitatea de angajat. Asta nu este o presiune, este o presiune favorabilă ca să aibă grijă. Doi, presiunea care a fost făcută, din ce știu eu, dar asta o să discutăm cu cine trebuie după, declarația rudelor tale este că cineva din primărie, însoțit cu persoana în cauză, a dus să-și ceară iertare acolo. Nu, și-au spus ce-a căutat acolo. Eu m-am dus cu el și-o cerut iertare de la doamnă. Atât. În rest, n-am dat atunci, până n-am vorbit nimic. Dacă vorbim, trebuie să fie ridicat. De ajutor. Ce ajutor? O pensiune impozitată asupra lor. Bun, ce va vorbi să nu aici așa? Mâine, mâine, între ce? Să violezi într-în casă. Ce-o căutat respectivul în casă? Legătura cu șeful poliției rurale, să urmăresc dacă dosarul este penal și este în curs și are număr de înregistrare, pentru că nu necesită nici o plângere. Este o situație gravă, este o persoană fără discernământ și persoana, deci când vreau eu să dau la pace cu neagă, îi dai la pace când îți dau o palmă. Da? Dar aici e faptul foarte grav, că persoana aia nu are discernământ. Ajută cu mătra, nu? Da, că el mă ajută cu mătra și că am ajutor de la primărie.
mie. Tu ești cu mata lui, acolo. Da. Faptul că am fost el și o cerut iertare. O știți că, uite, eu sunt cu mata lui. Hai să facem. Vă rog să faceți un proiect de hotărâre prin care să solicitați acordul de principiu a Consiliului Local. Dacă vor să concesioneze, dacă se aprobă, mergeți mai departe cu celelalte documente. Dacă nu, nu. Ca să știm. Am să o mătii, 12, deja ai 12. Gata. Doamna președinte, vă rog să citați. Păi nu știu, doamna Vici vă transmit că era intrat de către dânsa și poliția locală, da? Eu am fost la ei, au zis că au acte. Acum urmează să vină cu actele, ceea ce nu o să vină niciodată. Deci, am zis cu domnul polițist să-i dăm jos, mergem cu poliția. Deci dacă nu prezintă actele, se demolează. Declarăm închisă ședința. Se demolează. Thank you.